Următoarea povestire se bazează pe relatările martorilor oculari despre viața lui Isus, așa cum sunt redate în Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Întâmplările sunt povestite de Maria Magdalena, cea care l-a urmat pe Isus. Narațiunea ei redă evenimentele adevărate din viața acestui om care a trăit acum 2000 de ani. Rolul lui Isus este jucat de un actor. Deși nimeni nu este vrednic de acest rol, lucrul acesta s-a făcut ca noi să înțelegem și să fim binecuvântați de viața lui Isus. Frumuseți ne pictează Dumnezeu în fiecare seară. El ne iubește enorm. Pe mine, pe tine. Cel ce a creat toate astea, îndoiesc că mă vede sau că mă cunoaște. Poate că Dumnezeu ar iubi pe un om sfânt, nu pe una ca mine. Rivka, dacă ai fi fost cu noi în anii în care ne-a vorbit Profetul Isus? Safira, spune-ne, Maria Magdalena. Te rugăm, spune-ne povestea ta. Bine, vă spun. Poftiți. Deci, o vom lua cu începutul. Că l-ai văzut pe Isus? Nu. Ca să înțelegem viața lui Isus, trebuie să revenim la origini. Așa cum ne învață Sfintele Scripturii. La început, Dumnezeu a creat pământul, toate plantele, animalele, păsările și viețuitoarele mării. Din pământ, Dumnezeu a făcut primul om și a suflat în nări suflare de viață. Primul om s-a numit Adam. Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Așadar, Dumnezeu a luat una din coastele lui Adam și din ea a făcut o femeie, numită Eva. Os din oasele lui și carne din carnea lui. De aceea, bărbatul trebuie să-și iubească soția ca pe propriul trup, ocrotind-o și îngrijind-o cu drag. Dumnezeul dragostei a creat bărbatul și femeia ca să oglindească ființa lui și să trăiască în armonie cu el. Le-a dat autoritate să domnească împreună peste creație. Adam și Eva trăiau în prezența lui Dumnezeu într-o grădină sădită special pentru ei, numită Eden. Dumnezeu umbla și vorbea cu ei în grădină. Acolo nu era suferință, nici apăsare și nici moarte. Dumnezeu i-a spus lui Adam: poți să mănânci din toți pomii din grădină, în afară de pomul cunoașterii binelui și răului. Dacă vei mânca din rodul lui, sigur vei muri. Dar într-o zi, Satana a ispitit-o pe Eva. Ea a luat fructul și a mușcat din el. I-a dat și soțului ei, care era lângă ea.
și a mâncat și el. Înșelarea Evei de către diavol și neascultarea rușinoasă a lui Adam au distrus armonia din grădină, armonia dintre bărbat și femeie, precum și armonia dintre om și Dumnezeu. Datorită păcatului, pământul a fost blestemat ca bărbatul să-și câștige cu trudă pâinea, iar femeia să aibă dureri mari la naștere și să fie sub stăpânirea soțului ei. Dar Dumnezeu le-a dat o promisiune, și anume că într-o zi, sămânța femeii, un descendent al ei, va zdrobi capul șarpelui. În Sfânta Scriptură, Dumnezeul milostiv ne descrie planul său de a restabili armonia și demnitatea creației. El i-a descoperit o parte a acestui plan patriarhului Avraam. Avraam s-a încrezut în Dumnezeu și i s-a închinat, iar Dumnezeu i-a promis că îl va binecuvânta și prin el toate neamurile vor fi binecuvântate. I-a promis că îi va da urmași mulți, ca nisipul de pe malul mării și ca stelele cerului. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a cinstit ca pe un rob credincios și l-a numit prietenul său. Într-o zi, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam, spunându-i să-l ia pe fiul său și să-l aducă jertfă. Avraam știa că prin acest fiu Domnului promisese că va avea mulți urmași și va fi o binecuvântare pentru toate popoarele. Așa că s-a încrezut în Dumnezeu și l-a ascultat. Dumnezeu a strigat: Avraame, acum știu că mă asculți, căci nu l-ai cruțat pe fiul tău prea iubit. Avraam a văzut în apropiere un berbec pe care l-a jertfit în locul fiului său. Berbecul oferit de Dumnezeu în locul băiatului ilustrează o fărâmă din mărețul plan divin de distrugerea blestemului păcatului și al morții. Asta pentru a readuce bărbatul și femeia într-o relație apropiată cu el, cu Dumnezeu. Sfintele Scripturi au vorbit despre cel ce urma să vină. El avea să fie jertfa absolută pentru păcatele lumii. Profeții l-au numit pe acest om Mesia, a cărui venire trebuia să aducă mari binecuvântări, căci el avea să fie mântuitor, proroc și rege. Isaia a anunțat ce va face Mesia la venirea sa. Unsul Domnului va aduce vești bune celor săraci, va tămădui pe cei cu inima zdrobită, va elibera pe robi și va slobozi pe prinșii de război, proclamând că a venit vremea ca Dumnezeu să izbăvească pe poporul său. Pe acest pământ a umblat un învățător numit Iisus. Să fi fost el oare cel trimis de Dumnezeu pentru a zdrobi capul șarpelui, pentru a aduce lumina în lumea întunecată și a schimba blestemul în binecuvântare? Putea fi el Mesia cel promis? Putea el salva pe cel fricos și pe cel vinovat? Sau pe cel lipsit de importanță? În Nazaret trăia o tânără care era logodită cu un om numit Iosif. Numele ei era Maria. Domnul este cu tine și El te-a binecuvântat mult. Nu te teme, Maria, căci Dumnezeu ți-a făcut un mare har. Vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu și îi vei da numele Iisus. Dar eu sunt fecioară.
Cum s-ar împlini? Duhul Sfânt va veni, iar puterea lui Dumnezeu te va umbri. Copilul pe care îl vei naște va ajunge mare și se va numi Fiul Celui Preanalt. Vezi că Elisaveta, rudenia ta, va avea un copil acum, la bătrânețe. Iată că aceea despre care se spune că este stearpă este însărcinată deja în luna 6. Nimic nu este imposibil lui Dumnezeu. Eu sunt roaba Domnului. Facă-mi-se așa cum ai spus tu. Maria s-a grăbit să-și viziteze verișoara Elisaveta. Elisaveta! Maria? Dragă Maria! Oh, deci e adevărat! Tu ești cea mai binecuvântată dintre femei, iar copilul pe care vei naște va fi binecuvântat. Ochii mei au văzut minunea. Mama Domnului meu a venit să mă viziteze. De cum ți-am auzit glasul? Pruncul din mine a tresărit de bucurie. Inima mea slăvește pe Domnul și Duhul meu se bucură mult în Salvatorul meu, căci a mintit de mine, roaba lui. De acum, toți mă vor numi binecuvântată. Maria a mai rămas cu Elisaveta 3 luni. Când Iosif și-a văzut logodnica însărcinată, a decis să se despartă de ea pe ascuns. Dar Dumnezeu i-a trimis în vis un înger care i-a zis: nu te teme să o iei pe Maria de soție, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îl vezi numi Iisus, căci El va mântui poporul de păcate. Deci Iosif a luat-o de soție pe Maria. Așa cum au spus prorocii, Iisus s-a născut în Betleem. Singurul loc în care Iosif și Maria au fost primiți era un adăpost pentru animale. O mulțime de îngeri au anunțat nașterea lui. Când a venit vremea ca băiatul să fie tăiat împrejur, el a primit numele Iisus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Maria și Iosif au dus copilul înaintea Domnului la templu. Acolo au întâlnit un proroc numit Simeon. Acest copil e ales de Dumnezeu pentru căderea și înălțarea multora. Va fi un semn de la Dumnezeu și mulți oameni îl vor vorbi de rău, cu gânduri ascunse și viclene, și chiar inima ta va fi străpunsă de sabia întristării. Am întâlnit-o și eu pe Maria, mama lui Iisus, căreia i s-a arătat îngerul. De ce oare a spus îngerul că Iisus e Fiul Celui Preanalt? Doar nu vrei să spui că Dumnezeu a avut relații cu o femeie? Nu. Amintește-ți, Maria era fecioară. Zămislirea lui Iisus a fost un adevărat miracol, făcut prin Duhul Domnului. El poate face orice. Nu mă credeți?
Prin miraculoasă zămislire, Iisus s-a născut dintr-o femeie ca tine și ca mine. Dar el n-a fost un simplu om. Pocăiți-vă de păcate și botezați-vă și Domnul vă va ierta! Dumnezeu însuși a afirmat aceasta atunci când Ioan Botezătorul, fiul Elisavetei, boteza bărbați și femei în râul Iordan. Eu vă botez cu apă, dar după mine vine unul care este mai mare. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână pentru a vântura toată pleava, dar grâul îl va strânge în hambar. Atunci, Duhul Sfânt a venit peste Iisus în chip de porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. După botezul său, Iisus călătorea prin regiune, învățându-i pe oameni, iar mesajul lui i-a întărit autoritatea. Acela nu e fiul Mariei? Da, el este. Liniște! Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vorbește bine. Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, așa cum le-ați auzit. Scriptura s-a împlinit? Numai Mesia poate îndeplini asta. Și cum putem ști? Cuvintele lui i-au uimit pe toți, iar minunile lui i-au făcut pe mulți să creadă. Ia e. Iar începe. Cine este? Este învățătorul din Nazaret, Iisus. Bună! Bună! Pleacă de aici! Nu ești dorită printre noi! Învățătorule, las-o! Nu trebuie să te mânjești nici măcar privind-o. Maria! Ah! Ce vrei de la noi, Iisus din Nazaret? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Tăceți! Duhuri rele! Ieșiți afară din femeia asta! E moartă! A ucis-o! O să o atingă! Nu, un om sfânt nu ar face asta! Maria! Fiica lui Avram! Își revine! Trăiește! E o minune! Cine e omul ăsta?
chiar și duhurile l-ascultă. E o minune. E o minune. Cum se poate? Mulțumesc. 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 Începând din ziua aceea, l-am urmat pe el. Vreau să fac ceea ce îi plăcea lui Dumnezeu. Trăisem atâția ani în rușine, dar Iisus mi-a redat onoarea. Puterea sa a alungat demonii. Drăguța mea. Safira. Dina, tu ai auzit cuvintele lui Iisus și ai văzut minunile. Da. Deci știi de ce am lăsat totul ca să-L urmez pe El. Iar eu nu am fost singura. Au fost și ucenicii lui. Simon Petru, Bartolomeu, Matei, Iuda Iscarioteanul și alții până la 12. Și femei, Suzana, Ioana, eu însămi și altele care am adus câte ceva de acasă pentru a-i ajuta pe Iisus și pe ucenici. Cu toții speram că Dumnezeu îl trimisese în sfârșit pe Mesia, cel mult așteptat. Cu siguranță aveam nevoie de un salvator. Roma ne conducea cu un pumn de fier. Ne luaseră tot ce ne era drag și taxau puținul rămas. Eram flămânzi trupește și sufletește și aveam nevoie de cineva care să ne arate calea spre Dumnezeu. După ani de lupte și dezamăgiri, nici măcar nu mai puteam spera. Dar Iisus părea să ofere o speranță reală oriunde ajungeam. Cine este? Un tânăr. Singurul fiu al unei văduve. Tinere, scoală-te. Un mare proroc este printre noi. Dumnezeu a venit să-și zbăvească poporul. Ferice de voi cei săraci, căci a voastră e împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi, căci vor fi săturați. Ferice de cei ce plângeți acum, căci voi veți râde. Ferice va fi de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor respinge, vă vor izgoni din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, căci mare va fi răsplata voastră în ceruri. La fel făceau și părinții lor cu prorocii. 16, 17, 18, 19, 20. E tot ce am! Cum adică e tot ce ai? Vai de voi, bogaților! Căci voi aici v-ați luat ce e mai bun. El nu vrea să fie bogat, cred că e nebun. Vai de voi care râdeți acum!
căci voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau și părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă ți ia cineva haina cu sila, tu dă-i și cămașa. Dă-i oricui îți cere ceva. Și celui ce te jefuiește, nu-i mai cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc. Dacă faceți bine doar celor ce vă fac bine, ce răsplată vreți? Și păcătoșii fac așa. Cum de-o atinge? Cum de-i vorbește? Dezgustător. Voi, iubiți-vă vrăjmașii, faceți-le bine și nu așteptați nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el e bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori. Fiți milostivi, căci și tatăl vostru este milostiv. Salvează-ne, Iisuse! Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Arată-ne calea, Doamne! Dați și vi se va da. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Un orb nu poate călăuzi pe altul, căci amândoi vor cădea într-o groapă. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Condu-ne, Doamne! Avem nevoie de tine! Ferice de mama care te-a purtat și care te-a lăptat! Ferice mai degrabă de cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Iisus ne-a învățat că Dumnezeu îi tratează chiar și pe cei mai păcătoși nu ca pe niște dușmani ce trebuie distruși, ci ca pe niște oi pierdute pe care vrea să le salveze și să le aducă înapoi în turma Lui. Noi nu înțelegeam că această dragoste era îndreptată chiar și spre cei pe care îi disprețuiserăm de veacuri, spre păgâni cu obiceiuri străine care nouă ni se păreau revoltătoare. Dar Iisus a ales să treacă și prin Samaria. Cine e femeia asta disprețuită? E o samaritancă. Nu-i de ajuns? Hai să cumpărăm mâncare, să nu ne aștepte învățătorul. Îmi dai și mie să beau? Tu ești evreu. Eu sunt samaritancă. Cum poți să-mi ceri mie de băut? Dacă ai ști ce oferă Dumnezeu și cine este cel care îți cere de băut, tu ei cere lui. Și el ți-ar da apa vieții. Domnule, nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă. De unde ai tu apa aceea? Strămoșul nostru Iacov ne-a lăsat fântâna aceasta. Din ea au băut el, copiii lui și turmele lui. Doar nu spui că ești mai mare decât Iacov. Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar cui va bea din apa pe care o dau eu,
Nu-i va mai fi niciodată sete. Apa pe care o dau eu va deveni un izvor care va țâșni în viața veșnică. Domnule, dă-mi și mie apa aceea, ca să nu mai însetez vreodată și să nu mai bat drumul până aici să scot apă. Du-te, cheamă-ți soțul și vin înapoi. Eu nu am soț. Ai dreptate când spui că nu ai soț. Căci ai fost căsătorită cu 5 bărbați, iar cel cu care trăiești acum nu-ți este soț. Aici ai spus adevărul. Văd că ești un proroc, domnule. Străbunii mei samariteni se închinau lui Dumnezeu pe acest munte. Dar voi, evreii, spuneți că la Ierusalim trebuie să ne închinăm. Femeie, crede-mă că va veni vremea când nu vă veți mai închina tatălui nici pe acest munte, nici în Ierusalim. Voi, samaritenii, nici nu știți cui vă închinați. Dar vine vremea. Și acum a și venit, când prin puterea Duhului Sfânt oamenii se vor închina tatălui cu adevărat, oferindu-i închinarea curată pe care o dorește. Dumnezeu este Duh și doar prin puterea Duhului se pot închina oamenii cu adevărat. Uite-o pe femeia aceea. Și de ce vorbește cu ea? Oare știe cine este? Știu că Mesia va veni. Și când va veni El, ne va spune totul. Eu sunt acela. Cel promis? Nu, nu se poate. Veniți! Să vedeți! Veniți! Învățătorule, ți-am adus de mâncare. Eu am o hrană despre care voi nu știți nimic. I-a adus cineva de mâncare? Hrana mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea ce mi-a dat să o fac. Holdele sunt coapte, gata de seceriș. Uite ce mulți vin! Vestea bună e și pentru samariteni? Locuitorii orașului au venit la Iisus și l-au rugat să mai stea și să-i învețe. Iisus a mai rămas 2 zile ca să-i învețe și mulți samariteni au crezut în El. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, o ușă îi se va deschide. Care este tatăl care, dacă îi cere fiul său un pește, să-i dea un șarpe? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Dacă voi, cei răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nici de ce veți mânca, nici de trupul vostru sau ce veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici hambar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește.
Cu mult mai de preț sunteți voi decât păsările. Care dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la lungimea vieții lui? Dacă nu puteți face un lucru mic, de ce să vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă la crini. Cum cresc ei? Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă azi Dumnezeu iarba care mâine va fi arsă în cuptor, cu atât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Mărește-ne credința. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune dudului acela: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și pe loc v-ar asculta. Prilejurile de păcătuire vor veni, dar vai de acela prin care ele vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare, decât să-l facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu un grăunte de muștar semănat în grădină. El a crescut și a devenit un copac mare și păsările și-au făcut cuiburi în el. Nu prea înțeleg ce zice. De ce mănânci și bei cu vameșii și păcătoșii? Păcătoși? Cei sănătoși nu au nevoie de doctor, numai cei bolnavi. Nu am venit să-i chem pe cei drepți la mântuire, ci pe cei păcătoși. Iată-l că vine! Priviți! Iisuse, Doamne! Te rog să vindești fetița mea! Doamne, ai milă! Are doar 12 ani și moare! Te rog, te rog, vino cu mine! Dacă i-aș atinge măcar cămașa, m-aș tămădui. Iair, îmi pare rău. Lasă-l în pace, Iair. Iisuse! Fica ta a murit. Nu-l mai supăra pe învățător. Nu te teme. Crede numai și ea va fi bine. Cine m-a atins? Cineva m-a atins, căci am simțit o putere ieșind din mine. Eu m-am atins de tine. Am suferit 12 ani de o boală. Am cheltuit totul la doctor și tot nimic. Dar când m-am atins de haina ta, m-am vindecat. Fiică, credința ta te-a vindecat. Du-te în pace. Mulțumesc. A numit-o fiică? Da, o persoană care după legea noastră a fost necurată timp de 12 ani. El i-a înțeles rușinea și i-a redat onoarea. Nu știu ce a adus mai multă vindecare, puterea sau mila lui.
Nu plângeți. Fetița n-a murit, ci doarme. Fetițo, scoală-te. Dați-i ceva de mâncare. Vă poruncesc să nu spuneți ce s-a întâmplat aici. Este vie, fiica stăpânului. Învățătorul a adus-o la viață. Slavă Domnului! Este în viață! S-a dus vestea peste tot despre minunile lui. Și tot mai mulți oameni au început să-L urmeze pe Iisus. Doamne, dă drumul oamenilor să se ducă în satele și în cătunele de prin prejur, ca să caute de ale mâncării. Aici e pustiu. Dați-le voi ceva să mănânce. Dar noi n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Dumnezeule, stăpânul tuturor lucrurilor, care ne dai nouă pâinea pe pământ. Toți au mâncat pe săturate, iar când s-au adunat resturile, am umplut 12 coșuri. Am fost martorii unei minuni care ne-a arătat ce binecuvântări aduce Iisus și că trebuie să-L urmăm pe El. Vrea cineva să mă urmeze? Eu te voi urma, Doamne. Dar mai întâi, lasă-mă să merg să-mi iau rămas bun de la ai mei. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Căci oricine va voi să scape viața o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă se va rușina cineva de mine și de cuvintele mele, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava sa și în slava Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun, unii din voi nu vor gusta moartea înainte de venirea împărăției lui Dumnezeu. Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați bani celor săraci. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc și strângeți o comoară în ceruri, ce nu se va pierde. Unde hoțul nu se apropie și unde molia nu poate roade. Căci unde e comoara ta, acolo îți va fi și inima. Femeie, ești dezlegată de neputința ta.
Uite! Uite, se îndreaptă! E o minune! Uite, e vindecată! Priviți! Încă o minune! Slavă! Slavă Domnului! 18 ani! Mulțumesc, Doamne! Sunt 6 zile pentru lucru. Veniți atunci să vă vindecați. Nu în ziua de sabat. Fățarnicilor, oare voi nu vă dezlegați boul sau măgarul ca să-l duceți la apă în ziua de sabat? Iată-o aici pe fiica lui Avram, care a fost înlățuită de satana timp de 18 ani. Oare nu ar trebui să fie ea dezlegată în ziua de sabat? Autoritățile romane și conducătorii noștri religioși erau nemulțumiți de mulțimea care îl urma pe Iisus. Înțeleg că mulți l-au făcut deja împărat. Împărat? Împăratul stricatelor și hoților, am mai văzut noi. Unii vin, se cred împărați și zdați uitării. Nu fi orb. Mulțimile cresc în jurul lui. Poporul îl adoră. Și-l cred împărat. Vă avertizez de acum. Dacă omul acesta mai face zarvă, veți răspunde. Are dreptate. E timpul să trecem la acțiune. E foarte puțin. Numai 2 bănuți. Adevărat vă spun că această văduvă a pus mai mult decât toți ceilalți. Căci toți au aruncat la daruri din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce mai avea ea să trăiască. Spune-ne, cu ce drept spui tu aceste lucruri? Cine ți-a dat dreptul? Am să-ți spun și eu o întrebare. Spune-mi, dreptul lui Ioan de a boteza venea din cer sau de la oameni? Noi nu știm de unde venea. N-am să vă spun nici eu atunci cu ce putere fac aceste lucruri. În loc să recunoască mila lui Iisus, dușmanii lui căutau totdeauna un motiv să-l acuze. Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când prea curvea. În legea noastră, Moise poruncește să ucidem cu pietre o astfel de femeie. La legea scurată cu pietre! Omoriți-o! La moarte! Dar tu ce spui? La legea cu pietre! Învățătorule, avem mărturia 2 martori! Ce să facem cu această femeie? Unde-i bărbatul? După lege și el trebuie judecat. Acela dintre voi care nu are niciun păcat, să arunce primul cu piatra în ea.
femeie. Unde sunt părâșii tăi? N-a mai rămas nimeni să te condamne? Nimeni, Doamne. Atunci nici eu nu te condamn. Du-te acum, dar nu mai păcătui. Te rog, ridică-mă. Hai sus pe umăr. Vezi acum? Pot să-l văd pe Iisus. El încalcă legea. Semănătorul a ieșit să semene. Strică sabatul. Pe când semăna o parte a căzut lângă... Petrece cu păcătoșii. Dacă lăsăm să continue, toți vor crede în el, iar autoritățile romane ne vor distruge templu. N-au reușit să-l prindă cu vorba pe Iisus, nici să-i alunge ascultătorii, dar au hotărât să-l oprească cu orice preț de a mai afirma că el este Mesia. Și-au găsit pe unul gata să-l trădeze. Iisus își ducea adesea ucenicii să se roage pe muntele măslinilor. În noaptea aceea era foarte tulburat. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iuda. Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului. Doamne, să lovim cu sabia! Da! Veniți, arestați-l! Destul! Ați ieșit cu săbii și ciomege ca după un tâlhar. În toate zilele când am fost cu voi în templu, nu ați îndrăznit să mă prindeți. Dar acum e ceasul vostru și puterea întunericului. Arestați-l! Prietenul lui l-a trădat? Chiar unul din ucenicii lui? Unul pe care toți îl știam bine și în care aveam încredere. Păziți-l bine! Toată noaptea, soldații l-au umilit și l-au bătut. Cine te-a lovit? Ghiți! Prorocește! Cine te-a lovit? Ajunge! Ajunge, am spus! Aduceți-l în fața soborului. Ia spune, ești tu Mesia? Dacă vă spun, voi nu mă veți crede. Iar de vă voi întreba ceva, nu mi veți răspunde. De acum încolo, Fiul Omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Așa cum spui, sunt.
Asta este blasfemie. Ce nevoie avem de martori? Ce nu i-a dat dreptul să spună asta? Toți am auzit blasfemia. Vinovat! Cu urechile noastre l-am auzit ce a spus. Vinovat și trebuie să moară. Îl ducem la Pilat. Da, da, apare cu el. Deci l-au adus în fața guvernatorului roman, Pilat din Pont. Fiind un om brutal, Pilat răstignise mii de oameni. Ce căutați aici, atât de dimineață? L-am prins pe unul care răzvrătește poporul! El a făcut tulburarea de piața templului! E vinovat! Noi l-am auzit învățând norodul să nu plătească tax împăratului, făcându-se pe sine Mesia, împărat! Împărat? Ești tu împăratul iudeilor? Precum ai spus. Noi nu avem alt rege decât pe împărat. După legea noastră, el trebuie să moară, fiindcă s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Acest om nu a făcut nimic vrednic de moarte. Deci îl voi biciui și îl voi elibera. Dacă îl lași liber, nu ești prieten cu împăratul! Răstignește-l! Da, răstignește-l! Tu, tu, biciuiți! Oricine pretinde a fi rege este dușmanul împăratului. Pilat! Loviți-l! Ucideți-l! Răstigniți-l! N-a făcut niciun rău! Cirena, domnule! Treci încoace! Băiați funile! Tu, tară crucea! Hai, mișcă! Înapoi! Plecați de aici! Lasă-l! Ai ajuns! Bea de aici! Bea! Bea un pic! Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine! Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri! Căci dacă aceste lucruri se fac când copacul este verde, ce se va întâmpla când el va fi uscat? Să te ajute Dumnezeu! Ne vom ruga pentru tine! Thank you.
Iartă-i, tată, căci nu știu ce fac. I-a mântuit pe alții să se mântuiască pe sine. Da, salvează-te acum dacă ești Hristos. Dă-te jos de pe cruce. Arată-ne una din minunile tale. Oricine atârnă pe lemn e blestemat de Dumnezeu. Durerea ca o sabie îmi străpunge inima. Și chiar inima ta va fi străpunsă de sabia întristării. Salvează-te pe tine, salvează-ne și pe noi. Nu ți-e frică de Dumnezeu? El primește aceeași osândă cu noi, dar n-a făcut niciun rău. Ține-mă minte, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun, astăzi vei fi în paradis cu mine. Cam pe la amiază, cerul s-a întunecat timp de 3 ore. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Slavă lui Dumnezeu, sigur, omul ăsta era neprihănit. În soborul preoților era și un om neprihănit care nu participase la condamnarea lui Isus. Numele lui era Iosif din Arimatea. El a obținut de la Pilat permisiunea de a pune trupul lui Isus într-un mormânt din apropiere, înainte de apus, când începea sabatul. Iartă-ne, noi urmăm trupul Domnului. Toți să vină. Plecăm. Se apropie sabatul. Oare de ce l-a omorât? Dacă venise din cer, atunci de ce s-a lăsat omorât? Asta mă întrebam și eu. Iisus avea puterea asupra duhurilor rele. Chiar și morții l-ascultau. Nu putea el opri asta? Multe vreme l-am urmat, sperând că el este promisul Mesia.
Dar acum nu mai era viu. Unde era să mă duc? Ce tristă poveste! Dar are un final glorios. Duminică, dis de dimineață, a treia zi după răstignirea lui, ne-am întors la mormânt să-i înmiresmăm trupul. Piatra a fost răsturnată. Piatra s-a rostogolit. Am intrat, dar trupul Domnului nu era acolo. L-au luat pe Domnul nostru din mormânt și nu știm unde l-au ascuns. Ce? Trupul Domnului nu mai e? Mergi și vezi chiar tu. După ce a cercetat mormântul, Petru s-a întors la ceilalți ucenici. Dar eu am rămas afară, nedumerită și plângând. Cred că l-au luat soldații sau farisei. Ne-a ucis toată speranța. Măcar trupul lui să-l fi lăsat. Femeie, de ce plângi? L-au luat pe Domnul nostru și nu știm unde l-au ascuns. Femeie, de ce plângi? Și pe cine cauți? Domnule, dacă l-ați luat, spuneți-mi unde l-ați pus ca să merg să-l iau. Maria! Învățătorule! Nu mă ține, căci nu m-am suit încă la tatăl meu. Ai înviat, Doamne! Du-te și du vestea fraților mei. Nu ne-ai lăsat. Dumnezeu nu ne-a părăsit. Spune-le. L-am văzut pe Domnul! L-am văzut pe Mesia! El a înviat? Da! Cum? Moartea nu l-a legat. Dar de ce a murit? Ca să învingă moartea. Eu nu am înțeles imediat, dar Iisus ni s-a arătat de mai multe ori și ne-a învățat. Cu sute de ani înainte de a veni Iisus, prorocii au prezis în Scripturi că Mesia cel promis va suferi. Prorocul Isaia a scris: dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prorocul Moise a spus că oricine este atârnat pe lemn
e blestemat de Dumnezeu. Când Iisus a murit pe cruce, El a luat asupra Lui blestemul nostru, păcatul care aduce moartea. Prin moartea și învierea Sa, El ne-a scăpat din strânsoarea celui rău și ne-a scos de sub puterea întunericului. Ne-a răscumpărat de la o viață plină de teamă și rușine. Aceasta a fost binecuvântarea promisă de Dumnezeu lui Avram, când i-a spus că toate neamurile vor fi binecuvântate prin el. Toată lumea? Chiar și femeile? Iisus m-a numit fiica lui Avram. Și tu ești iubită. O fiică binecuvântată. Ca femeia vindecată după mulți ani de chin. Și ca mine. Nu mai trebuie să trăim în frică sau rușine. Nu mai trebuie să fim disprețuite sau să rămânem ascunse. Iisus zicea despre sine: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Iisus s-a apropiat de oameni, chiar și de femei afectate de boli care aduc necurăție, și le-a tămăduit. El i-a învățat pe toți, mici și mari, bărbați și femei, bogați sau săraci, drepți sau răi, redându-le demnitatea și oferindu-le multă îndurare. El i-a tămăduit, a alungat demonii, eliberând bărbați și femei și copii din legăturile satanei, demonstrându-și autoritatea asupra răului și a oricărui spirit. Iisus ne-a înviat fiii și fiicele, arătându-și astfel puterea chiar și asupra morții. Deși Satan și demonii lui credeau că au câștigat când Iisus a fost pironit pe cruce, Hristos a înviat din morți, triumfând cu totul asupra răului și a morții. Și El a fost Mesia? Doar Mesia cel promis, trimis de Dumnezeu, putea face minunile care le-a făcut Iisus. Și doar cineva milostiv, puternic și demn de încredere ca Iisus, merită toată credința și tot devotamentul nostru. Când Dumnezeu a creat lumea, El a făcut pe bărbați și pe femeie ca să trăiască în prezența Lui și să se bucure de El. Acesta era planul Său. Dar noi nu L-am crezut. I-am încălcat porunca. Această faptă rușinoasă ne-a despărțit de Dumnezeu și a stricat chiar și relația apropiată dintre bărbați și femeie. Noi toți am continuat în neascultare. Scriptura spune că nu este nimeni fără păcat, iar rezultatul păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu a vrut să rămânem despărțiți de El și de dragostea Lui, trăind în teamă și rușine. Deci, așa cum El a oferit un berbec să moară în locul fiului lui Avram, Dumnezeu L-a trimis pe Iisus să moară în locul nostru. Viața, moartea și învierea lui Iisus au refăcut relația dintre Dumnezeu și toți cei ce aveau să creadă în El. Această relație personală cu Cel Atotputernic nu va înceta nici măcar când vom muri. Tâlharul de pe cruce, înainte de a muri, a crezut în Iisus și El i-a promis: astăzi vei fi cu mine în paradis. Cei ce se încred în Iisus vor scăpa de pedeapsa veșnică și vor trăi pururea cu Dumnezeu. Cum? Fiindu-i Lui credincioasă. Dar oare mă poate primi? Ne-a acceptat pe Maria și pe mine. Dar cum să știu?
Crede în el. Roagă-l pe el. Vorbește cu el. Tată care ești în ceruri, tu ești sfânt și drept. Îți mulțumesc că mă iubești. Am păcătuit împotriva ta. Îți mulțumesc că l-ai trimis pe Mesia, pe Iisus, să ia pedeapsa pentru păcatul meu. Îți mulțumesc că El a murit în locul meu. Vreau să-L urmez pe Mântuitorul meu cel viu. Îți mulțumesc că m-ai iertat și m-ai primit și pe mine. Amin. 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 Mulțumesc. Mulțumesc. Iisus a zis: oile mele aud vocea mea. Eu le chem și le vin după mine. El te știe, Rivca. Și te iubește. Acesta este începutul unei relații veșnice cu Hristos, cunoscându-L mai bine și crezând mai mult. Noi creștem împlinind cuvântul Său, rugându-ne cu credință, petrecând timp cu cei ce-L urmează și spunând altora despre El așa cum ne-a poruncit Iisus. Fiți binecuvântați! Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Ai văzut viața lui Iisus, cum a atins și a schimbat viețile multora. Maria Magdalena este doar una din milioanele de persoane care au găsit în Iisus pe Domnul și Mântuitorul lor. Ai văzut cum Rivca a ales să-L urmeze pe El. Poate că ai vrea să faci și tu la fel. Iată rugăciunea pe care a rostit-o ea. Doamne, Tată care ești în ceruri, Tu ești sfânt și drept. Îți mulțumesc că mă iubești. Am păcătuit împotriva Ta. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Mesia, pe Iisus, să ia pedeapsa pentru păcatul meu. Îți mulțumesc că El a murit în locul meu. Vreau să-L urmez pe Mântuitorul meu cel viu. Îți mulțumesc că m-ai iertat și m-ai primit și pe mine. Amin.